În ciuda grozăviilor pe care le comitea, a câștigat simpatia poporului, fiind considerat un haiduc al vremii și un amant sălbatic, fiind căutat de femei din toate stările sociale. Informațiile despre el apar în scriptele Arhivelor Naționale de la Brăila. În 1924 a comis mai multe tâlhării, a atacat bogații și a violat mai multe virgine. Autoritățile au instituit atunci un premiu pe capul lui. Pentru a scăpa de moarte, a traversat până în 1927 Bulgaria, Serbia și Grecia. La finele anului s-a întors în satul său natal, unde a bajocorit familia preotului, ceea ce a stârnit furia foștilor săi complici, aceștia contribuind la capturarea lui. Premiul a fost de 50.000 de lei, recompensă pentru capul lui Terente. Arhivele brăilene păstrează și acum acte ce dovedesc implicarea serviciilor secrete, a grănicerilor, a jandarmilor și a polițiștilor în prinderea lipoveanului din Balta Brăilei. Documentele vremii atestă faptul că banditul a atacat chiar și postul de jandarmi, primăria și cele trei cârciumi din Caracaliu, satul său natal, iar în 1924 a ucis doi oameni și a golit casa de bani din localitate. Disperați, tulcenii au cerut ajutorul brăilenilor. Din om în om s-a dus vestea că Terente s-a strecurat prin blocada de oamenii legii, cu lotca, călătorind numai noaptea, în susul Dunării. Localnicii povesteau cum Terente ar fi jefuit bogații, dând prada celor sărmani. A jefuit două șlepuri în apropiere de Oltenița, își împrospăta merindele și chiar primea ajutor de la localnici. Anul trecut, un bunic din insulă ne povestea că, fiind copil, mergea cu tatăl său cu barca, în baltă, și îi lăsa din loc în loc mâncare lui Terente. Numele său a făcut rapid în conjurul lumii. Între cele două războaie mondiale era cunoscut chiar și la Paris, fiind transformat de presă dintr-un bandit într-un voievod al stufărișilor, care se pricepea și la haiducie și la amor. Se spune că în 1915, la o serbare câmpenească, toți ochii fetelor de măritat erau pe Vasilii al lui Terente. Nici văduvele și femeile măritate nu ezitau să ridice ochii din pământ spre el. Avea o statură impunătoare, părul negru, neobișnuit pentru comunitatea din care venea, ochii de un verde maron tulburător și n-avea nici 20 de ani când s-a însurat, cu Ustina, fata lui Calistrat. S-a angajat pe șlep și s-a dovedit bărbatul demn să-și țină nevasta și cei patru copii veniți unul după altul. Apoi a venit foametea, iar Ustina s-a îmbolnăvit de ciumă și a murit. A dus-o la Giurgiu să o vindece, dar n-a salvat-o. Întors acasă, a primit o altă lovitură. Doi dintre copiii săi au căzut de pe șlep și au murit. La scurt timp, i-au murit și ceilalți doi copii, răpuși tot de ciumă. Legenda spune că de atunci a plecat nebun pe baltă și se certa în fiecare zi cu Dumnezeu, fiindcă i-a luat familia. Câteva luni mai târziu a întâlnit fata unui pescar, Avodia Arina, o frumusețe ce l-a cucerit și a luminat din nou chipul. Numai că sora acesteia, urâtă ca foamea, dar îndrăgostit de Terente, a urzit un plan diabolic. I-a dat întâlnire printr-un bilet surorii sale cu un grec, pretinzându-se Terente. Banditul a surprins întâlnirea dintre iubita sa și grec și a împlântat cuțitul în pântece. Fata a scăpat, dar el a fost arestat și de atunci a devenit bandit. A evadat a doua zi din postul de jandarmi și puștii stigau pe stradă, a evadat Terente, senzații violente. De atunci Terente a intrat în memoria colectivă încetul cu încetul. Muzeul Institutului de Medicină Legală Mina Minović este singurul muzeu din țară care este închis permanent pentru publicul larg. Decizia a fost luată în anii 1930 de însuși întemeitorul său, care a decis că tot ce este acolo nu trebuie văzut și cercetat decât de cei direct implicați. Misterele și legendele care circulă în jurul acestuia sunt suficient pentru a scrie o carte. Acolo s-ar afla penisul lui Terente, cel de 30 de centimetri. Cel mai focos amant român, cunoscut pentru performanțele lui sexuale, a fost celebrul haiduc Terente. În jurul abilității lui de a face amor s-au creat numeroase legende, iar organul său genital a fost conservat ca o adevărată relicvă. Celebrul haiduc, care bântuia bărțile Brăilei și canalele Dunării, se numea de fapt Ștefan Vasili. Era lipovean la origine și locuia în satele pescărești din zona Brăilei. A lucrat și la marina militară, ajungând capitan de șlep.
Terente s-a apucat de jefuit după căsătorii eșuate, una care i-a murit soția și copiii de ciumă, iar în cealaltă a fost înșelat de nevastă, motiv pentru care a și înjunghiat-o. Penisul lui Terente a fost păstrat în formol zeci și zeci de ani. Secretul îl constituia, se pare, penisul său lung de 33 de centimetri, păstrat multă vreme de Institutul Mina Minovici și timp de 82 de ani el a fost material didactic pentru studenții la medicină. Mai precis, a fost conservat chiar de Mina Minovici, după ce în 1927 haiducul a fost omorât de jandarmi. Capul său și penisul au fost secționate de medicul legist Maria Zăhărescu, care l-a și trimis la București. Totodată, pe organul genital, Terente își tatuase un mesaj mai mult decât elocvent pentru calitățile sale sexuale. De 10 ani însă, exponatul din muzeul IML nu este cel original, ci unul anonim și ceva mai mic, pe care au fost tatuate aceleași înscrieri pe care le-a purtat Terente. Adică, fut bine și apăsat. După o viață atât de glorioasă, organul care a satisfăcut plăcerile atâtor femei, degradat de formorul în care a stat zeci de ani, a sfârșit la gunoi. Nu știu câți dintre voi ați știut până acum de Terente sau ați mai auzit de el în trecut, dar a fost românul cu cel mai mare penis din istorie. Eu am fost Cătălin și cam atât a fost și cu povestea de astăzi. Vă mulțumesc dacă ați rămas până la final și bineînțeles nu uitați de acel like, un subscribe pentru că e gratis și un share ca să vadă și prietenii. Iar pe mine să știți că asta mă ajută foarte mult. Bineînțeles nu uitați să lăsați un comentariu cu ce ați vrea voi să vedeți în continuare pe acest canal. Nu uitați să veniți și pe TikTok, pentru că acolo pe TikTok noi postăm în fiecare zi câte o poveste istorioară interesantă despre orice. Eu am fost Cătălin, cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până aici. V-am pupat și ne vedem data viitoare.